doamnelor și domnilor, bine ați venit din nou la Politica la Iași. Astăzi vorbim despre o nouă formațiune pe scena politică ieșeană și românească, evident. E vorba de Alianța Noastră România. În platou, domnul Cornelu Ciucanu, cercetător științific, doctor la Centrul de Istorie și Civilizație Europeană din cadrul Academiei Române, coordonatorul pe zona Moldova al acestei formațiuni. E o structură nouă, sunteți în fază de așezare, dar sigur, bine ați venit întâi pentru prima oară la Politica la Iași. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, sunt coordonatorul zonal al Alianței Noastre România. Mă ocup, deci, cu organizarea structurilor județene din Moldova, mai precis de la nord la sud am reușit să constituim filiale la Botoșani, Suceava, Iași, Neamț și Vaslui. Bacău a rămas în organizarea unui coleg de la Bacău, avocatul Isăcescu, iar zona de sud a Moldovei, respectiv județele Vrancea și Galați, fac parte dintr-o altă regiune organizatorică. Da. Dumneavoastră știți, noi am mai discutat, am încercat, păcat că n-am reușit să îl avem în platou pe Marian Munteanu, liderul dumneavoastră, liderul Alianței Noastre România, a fost recent și prin Iași, în mai multe județe ale Moldovei. E bine însă că discutăm acum. Mereu la Politica la Iași am invitat reprezentanții ai formațiunilor politice noi. Nu ne limităm la cele parlamentare sau alte criterii. Haideți să începem cu începutul. Vorbim despre organizare, continuăm să vorbim despre organizare, după care să mergem spre idei, doctrine și propuneri de politică publică. Așadar, sunteți într-o cursă contra cronometru. Trebuie să vă mișcați repede. Mai sunt două luni și vreo două săptămâni până la alegeri. Cum e cursa asta? E obositoare, în primul rând. Necesită eforturi concentrate și concertate din partea mai multor colegi. Trebuie spus că Alianța Noastră România, formațiunea politică Alianța Noastră România, are ambiția să participe la alegeri la nivel național, deci vom depune liste pentru alegerile legislative din decembrie 2016 pe toate județele țării și sperăm ca Iașul, cel puțin la nivel de organizare, stăm destul de bine în raport cu celelalte regiuni. Sperăm ca și în strângerea de semnături, pentru că dumneavoastră știți că există o etapă de strângere a semnăturilor, de susținere a candidaturii Alianței Noastre la alegerile din decembrie. Eu sper ca, mă repet, structurile Alianței Noastre din Moldova să se prezinte foarte bine. Bun, acum, sigur, vom vorbi despre Marian Munteanu. E, înainte de a fi un politic, e bine cunoscut, fostul lider al Ligii Studenților din Universitatea București. Am ajuns la substantivul studenți. Bănuiesc că dumneavoastră la Iași aveți o misiune dificilă. Trebuie să dați randament pentru că e un mediu, în teorie, ceva mai atractiv decât poate alte județe, cu o zonă academică mai redusă sau care partea asta lipsește cu desăvârșire. Într-adevăr, îl cunosc pe Marian Munteanu din 1990, în contextul pieții universității. A fost incontestabil liderul studențimii române în 1989-1991, a fost liderul și sufletul pieții universității. În Iași, după cum știți, s-au organizat imediat după decembrie 1989 structuri studențești care s-au afiliat Ligii Studenților din România și colegii mei mai mari, anul 2-3 de facultate,
au activat în acei ani pe linia, știu eu, luptei anticomuniste pentru o societate democratică, pentru o societate deschisă. Cunoscându-l pe Marian Munteanu din acele momente, am participat și eu și alți colegi de la Universitatea din Iași la proiectul Mișcării pentru România, care, după cum știți, a clacat în 1996. În acel an, an de cotitură, hotărător în istoria democrației postdecembriste, ligile studențești au achesat la proiectul Convenției Democrate și al pentru susținerea la președinție a profesorului Emil Constantinescu. Am condus în postură de vicepreședinte și președinte Liga Studenților din Universitatea Alexandru Ioan Iași. În acest context am cunoscut și pe alți colegi, lideri ai studenților de la alte institute de învățământ superior din țară, lideri, prieteni cu care am plăcerea să mă reîntâlnesc pe platforma Alianței noastre România. Exact, asta voiam să vă întreb. Bănuiesc că nucleul sau primul cerc așa de dezvoltare a partidului, eu dacă aș fi în locul dumneavoastră, m-aș îndrepta spre foștii colegi din ligile studențești din acea perioadă. E evident și e firesc ca o astfel de construcție să pornească de la relații de prietenie și colegialitate. Dar nu puteam ignora și anumite personalități ale vieții culturale, științifice, academice și, evident, personalități ale societății civile. Aici vreau să ajung. Haideți să vorbim despre personalitățile de la, nu spun de la centru, la nivel național, și după aceea să vorbim și despre colegii noastre din Iași. Există un colegiu al, partidului, al formațiunii. Dumneavoastră sunteți membru în acest colegiu. Am văzut nume cunoscute opiniei publice, am văzut și nume mai noi, să spun. Mai puțin cunoscute. Da, am onoarea să mă aflu alături de alți colegi în această structură națională, numită Colegiul Național, și știu eu, poate ar fi de dorit o scurtă trecere în revistă a celor implicați în proiect și a celor care sunt în Colegiul Național. Bine, în primul rând este vorba de Marian Munteanu, inițiatorul și liderul acestei construcții politice. Apoi am deosebita plăcere să... Trebuie să aveți grijă cu acea foaie. Așa. Să remarc prezența alături de noi a pictorului Sorin Dumitrescu, profesor universitar la Universitatea de Artă din București și membru corespondent al Academiei Române. Și cu, poate că unii dintre telespectatori știu, cu lucrări și în domeniul teologiei, cu reflexie ortodoxă. Sigur că da. De asemenea, domnul profesor Mircea Coșa, profesor universitar la Academia de Științe Economice din București, distinsa doamnă Marlena Rotaru, realizatoare de emisiuni la televiziunea română. Și binecunoscutul Memorial al Durerii, al exilului românesc. Memorialul Durerii era al doamnei Lucia Husulungin. Îmi cer scuze, Lucia Husulungin, exact. O altă distinsă doamna televiziunii românești. Și dacă îmi permiteți, am să fac o mică paranteză. Am cunoscut-o pe doamna Marlena Rotaru și din scris, evident, dar și fas-a-fas, chiar la lansarea partidului Alianța noastră România. S-a ocupat, după cum știți, de cazul Vintilă Horia, a luat un interviu imediat în anul 1990, a luat un
interviu marelui scriitor și eseist Vintilă Horea, iar în contextul în care, știți, anul acesta a izbucnit un mic scandal privind, știu eu, opțiunile din tinerețe ale lui Vintilă Horea, doamna Marilena Rotaru tocmai a publicat o altă lucrare cu dosarul integral de la securitate al marelui scriitor Vintilă Horea. Aș mai pomeni totodată, dacă timpul permite, și alți colegi, la fel de importanți pentru noi. Vorbesc de președintele Federației Române de Arte Marțiale, domnul Florentin Marinescu, de Ciprian Nastasiu, binecunoscut, da, a fost procuror, dar foarte important, în 1989-1991, liderul studenților de la drept de la Universitatea Bucureșteană, implicat în acțiunile anticomuniste și ale pieții universității. Și alții. Exact, aici vreau să ajung, pentru că multă lume, și nu știu dacă greșește în vreun fel, partidul e perceput ca un partid de lider. V-ați întâlnit probabil cu această percepție. Ei, da. Care e opțiunea? Va fi un partid care va pune în prim plan liderul sau oamenii aceștia, numele pe care le-ați citit și celelalte, vor face ca partidul să fie ceva mai echilibrat? Sigur, liderul rămâne lider, dar și conducerea colectivă are meritele ei. Evident. În această primă fază, să spunem, faza incipientă, domnul Marian Munteanu, colegul nostru Marian Munteanu, și-a asumat rolul de lider locomotivă. El a fost prezent la mai multe emisiuni TV, de asemenea a organizat mai multe întâlniri și conferințe în teritoriu, dar în scurt timp Alianța noastră România va prezenta o întreg staff de campanie, în care personalitățile aflate în Colegiul Național, evident, vor ieși la rampă și vor promova principiile formațiunii noastre politice. Sunt convins că respectatorii ar vrea să știe și nucleul de la Iași sau echipa, bun, echipa e încă în formare, da, mai să știm, dumneavoastră sunteți coordonatorul, dar și sigur, vă veți regăsi pe listele partidului la alegerile legislative, pentru că până la urmă o bună cunoaștere a candidaților e primul pas către vot. Așa este, dar nu mi-am pus serios problema unei candidaturi la alegerile parlamentare din decembrie 2016. Rolul meu este să organizez structurile județene și, evident, să identific, să capacitez persoane, personalități ale vieții publice ieșene și nu numai, vorbesc și de celelalte județe ale Moldovei, pentru a candida pe listele Alianței noastre România la alegerile din decembrie. Vorbeam înainte de emisiune, noi nu facem o discuție despre Marian Munteanu, facem o discuție despre partid, dar trebuie să vă întreb. Dumneavoastră sunteți istoric, eu sunt politolog, nu ne plac foarte mult întrebările de ce s-ar fi întâmplat dacă. Ce s-ar fi întâmplat dacă Marian Munteanu ar fi rămas în Partidul Național Liberal? Nu discutăm dacă ar fi câștigat sau nu primăria Bucureștiului, e o altă discuție, dar în cazul în care ar fi rămas acolo, cum ați vedea, cum v-ați vedea pe dumneavoastră, colegii noastre, adică nevoia unei noi formațiuni ar fi dispărut? Tocmai pentru că sunt istoric, cunosc și recunosc rolul Partidului Național Liberal în evoluția și dezvoltarea României moderne. Faptul că domnul Marian Munteanu a fost solicitat, și subliniez solicitat, de către stafful partidului. O parte din el doar a ieșit, dar totuși, la mai târziu. Cei doi copreședinți i-am văzut pe aceeași lungime de undă în momentul lansării candidaturii lui Marian Munteanu. El a și spus-o, a intrat în Partidul Național Liberal și a asumat misiunea de a candida la alegerile
pentru Primăria Generală, în contextul în care Partidul Național Liberal a avut un rol covârșitor în edificarea României moderne și pentru, a subliniat-o chiar, pentru acea particulă N național din titulatura partidului. Eu spun că altul ar fi fost scorul la alegerile pentru Primăria Generală, în contextul în care Marian Munteanu era preferat drept candidat al Drepte. Pentru că, în definitiv, Partidul Național Liberal polariza, știu eu, dreapta bucureșteană, sau, mă rog, potențialul... Da, potențial. Ei și-au dorit mereu acest lucru. Acum, cât de unită sau dacă poate fi unită dreapta, e o altă discuție. Apariția dumneavoastră pe scena politică, spre exemplu, sigur, dumneavoastră sunteți poate un alt fel de dreaptă decât Partidul Național Liberal sau cine se mai pretinde de centru-dreapta, nu știu, UDMR, nu sunt mulți cei care se pretind de centru-dreapta. Dacă îmi dați voie, am impresia că partidul, actualul Partid Național Liberal nu se regăsește neapărat în centru-dreapta al politicii românești. Se pretinde, n-am afirmat că s-ar regăsi. Da. Nu văd de ce s-ar pune această problemă domnului Marian Munteanu, care chiar a venit cu o expertiză corectă și serioasă privind liberalismul românesc. Bun. Înainte... Numai o secundă aici, poate ar, știu eu, privitorii noștri ar fi interesați și de anumite lucruri de culise aflate de mine în contextul acelor zile din aprilie anul acesta. Un foarte bun coleg de la PSD mi-a mărturisit că la 5 zile după lansarea candidaturii lui Marian Munteanu din partea Partidului Național Liberal s-a, știu eu, organizat un mic sondaj de opinie și că doamna Firea, candidatura lui ei era bine cunoscută în mediile politice și în societatea bucureșteană. Ei, doamna Firea avea undeva la 34,7% și domnul Marian Munteanu la 31,2%, deci asta numai la 5 zile după lansare. Da, dar vedeți, atunci se pune întrebarea. Marian Munteanu a fost, hai să folosesc așa un termen, ejectat, da? Un termen popular, nu găsesc altul mai bun acum. Dar nu, poate nu este cel mai fericit termen, dar termen, din păcate... Da, dar asta a fost. De ce n-a candidat independent? Dacă spuneți că... Nu mai aveam timp să știu eu, să punem la punct strângerea de semnături, un proiect și așa mai departe. Rețineți, vă rog să rețineți, în aprilie anul acesta noi eram doar o organizație civică, Alianța Noastră România, aveam o platformă civică întemeiată la 27 martie anul acesta, chiar pentru a puncta Ziua Unirii Basarabiei cu România. Și poate vom reveni un pic la acest aspect. În partea a doua emisiunii, vom discuta astfel de teme. Ei bine, pe de altă parte, Marian Munteanu îl cunosc. Este colegul și prietenul meu de peste 25 de ani. Este un om de onoare și nu putea să, știu eu, după neînțelegerile dintre el și anumiți lideri din Partidul Național Liberal, să se relanseze într-un alt proiect politic care, în definitiv, putea fi tratat ca o, știu eu, o impolitețe sau răzbunare, cu atât mai mult cu cât rostul acestei candidaturi era polarizarea Dreptei. Ori, intrarea în forță unei alte formațiuni cu același discurs ar fi segmentat, ar fi divizat și mai mult electoratul de dreapta bucureștean. Ne întoarcem la generale și nu uităm să vorbim și despre colegi din Iași, dacă doriți, dar să ne întoarcem acum, nu e târziu. Adică, sigur, orice partid își propune să câștige alegerile sau să obțină o poziție importantă, dar lucid judecând, pentru un partid nou, pragul de 5% este mare. Este mare, dar nu e imposibil.
Adevărat, o formațiune nouă. Și nu e riscant atunci, dați-mi voi doar să vin cu a doua parte a întrebării. Pentru Maria Munteanu, un om care ține la imaginea lui publică, da. Dacă vine un eșec electoral, cum continuă cariera lui politică? Nu am pus în balanță un eșec electoral. Noi credem că vom trece pragul de 5%. De exemplu, știți, acel sondaj parțial pe București, Alianța Noastră România a fost dată cu un procent promițător, 4,7%, și cred că este în urcare. Tendința este clar în urcare. Evident că mergem înainte. În orice condiții mergem înainte. Mai avem ceva mai mult de 2 minute. Haideți să vorbim din prima parte a emisiunii. Haideți să vorbim despre colegii, oameni pe care eventual ieșenii vor putea regăsi pe liste. După cum spuneam, evident am mers pe prieteniile vechi de peste 20 de ani, colegii mei de la Liga Studenților, de la Facultatea de Istorie și din alte organizații și asociații culturale. Evident, pot nominaliza acest context și în acest moment, incipient încă, trebuie subliniat, pe colegul Mihail Albișteanu, profesor de istorie, colegul profesor Cristian Ivănuță, un prieten foarte bun, inginerul Gigi Ciornia și mulți, mulți alții. Medicul, doctorul Lucian Cernahoschi, care și în anii 90 era liderul studenților mediciniști și a participat și el la acțiunile noastre de protest, și alții. Da. Revenim după o scurtă pauză publicitară.